Două grupe de juniori de la SCM Gloria Buzău au participat la sfârșitul săptămânii trecute la cea de-a doua ediție a turneului Ialomița Youth Cup, competiție organizată de Clubul Unirea Slobozia. Gruparea buzoiană a fost reprezentată la categoria 2007-2008, pregătită de Gabi Marcu și la 2005 antrenor Vasile Tudose. Cea mai convingătoare evoluție au avut-o elevii lui Gabi Marcu, care au câștigat competiția la această categorie de vârstă. Victorii pe linie și niciun gol primit în cele patru partide disputate, gol averaj 20 la 0. Mai mult în finală, micuții fotbaliști ai Gloriei s-au impus cu scorul de 6 la 0, chiar în fața reprezentantei gazdelor Unirea Slobozia. Buzăul a dominat și capitolul premiilor speciale, Cosmin Niță fiind desemnat cel mai bun golkeeper, iar coechipierul său, Florin Buda, cel mai tehnic jucător. Rezultate excelente au fost obținute și de cealaltă grupă participantă la turneu de la Slobozia. Este vorba despre grupa de 2005 condusă de Vasile Tudose care a reușit să ocupe locul 3 la această categorie de vârstă. Și aici SCM Gloria Buzău s-a impus în finala mică tot în fața reprezentantei clubului organizator Unirea Slobozia. Buzoienii au câștigat la limită scor 1 0, golul fiind marcat de Mario Micu.